Muzeografi, etnologi, artiști, cercetători științifici din toată țara, dar și reprezentanți ai administrației publice locale și județene vor participa în perioada 5-6 iunie la Simpozionul Național Interferențe Cultural-Etnice. Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local Reghin prin Muzeul Etnografic Anton Badea din Reghin. Este un prilej pentru noi să întâlnim specialiști din toată țara. Va fi un schimb de experiențe și bune practici în domeniul etnografiei și nu numai. Este totodată și o ocazie să mulțumim colaboratorilor instituției. Pentru noi este și un prilej să trecem în revistă cele mai importante momente de activitate pe care le-am avut în anii trecuți. Este totodată și o privire spre viitor. Vineri 5 iunie, începând cu ora 11, va vorbi în deschidere și primarul Reghinului, Maria Precup, despre circuitul de valori culturale, din care nu poate lipsi instituția muzeului. La cuvânt se vor înscrie colaboratori și parteneri ai acestei instituții, reprezentanți ai muzeelor viticulturii și pomiculturii din Golești, ai Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti, Muzeului de Etnografie Brașov și Muzeului de Etnografie și Artă Populară din Târgu Mureș. Totodată, conducerea instituției, noul director al muzeului, dr. Roxana Aman, va face o trecere în revistă a celor 55 de ani de activitate a Muzeului Etnografic Anton Badea din Reghin. La acest aniversar se va acorda distincția Meritul Cultural Etnografic fostei conduceri, cercetătorului științific Maria Borzan, pentru implicarea neobosită în etnologia mureșeană. Nu va lipsi momentul folcloric prezentat de Sorina Bloj, iar programul simpozionului va continua vineri de la ora 16 cu vizitarea muzeului și a expozițiilor de pictură. Sub genericul Universul Satului Mureșean, organizat de Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș. De asemenea, colecționarul Ioan Bândilă își va expune zestrea de cărți vechi. Muzeul Etnografic este o instituție pilon a municipiului Reghin, un lăcaș de cultură care nu poate fi ocolit nici de turiști, nici de delegațiile oficiale.